Și copiii au partea lor de vină, așa a sugerat viceprimarul din Alba Iulia Voicu Paul, făcând referire la situația de la creșa numărul 2 din Ampoi, unde o educatoare și o îngrijitoare sunt acuzate de comportament agresiv, atât verbal cât și fizic, la adresa micuților. În timpul unei conferințe de presă, edilul din Alba a avut o declarație cel puțin controversată. Acum, în tot sistemul de învățământ din România, nu cred că putem pune o pată neagră doar pe partea de la catedră. Nu știu dacă neapărat tot comportamentul unor copii aflat în diferite etape ale vieții este unul de înger, de la preșcolar, grădiniță, școală, liceu, facultate, ce vezi dumneavoastră. Vorbim de copii de 3 ani. Putem vorbi de orice etapă a unei vieți, sigur, vorbim de 3 ani, vorbim de 2 ani, de un an jumate, poate la un an jumate nici nu înțelege dacă ai spus stai locului sau vezi de treabă, nu pricepe sensul, dar pricepe tonalitatea și modul în care s-a adresat. Potrivit lui Paul, cele două angajate sunt în Comisia de Disciplină a instituției, comisie în care, de altfel, a ținut să precizeze viceprimarul, sunt de la începutul anului 13 persoane, pentru diverse abateri, între care, în cazul a două sau trei persoane, pentru consum de alcool în timpul serviciului. Întrebat despre sancțiunile aplicate acestora, Voicu Paul nu a putut să precizeze. Ceea ce e însă sigur e că, în cazul celor două angajate de la grădiniță, legea nu prevede suspendare. Este primul incident cu comisie de disciplină. Au mai fost alte mici probleme, dar nu a ajuns până la fiind comisia de disciplină. Este prima dată când avem o comisie de disciplină pentru angajații de acolo. Sigur că legea prevede să mergem în ordine graduală cu aceste pedepse, să le spunem între ghilimele, de la avertisment la 10% pe 3 luni, 10% pe o lună, pe două luni, pe trei luni și ultimul este desfacerea contractului de muncă. Până nu avem o sancțiune, nu există că sunt suspendate sau nu sunt. Legea nu prevede. Cele două domnule se vor întoarce la lucru din septembrie. Da, legea nu prevede că le suspendăm din activitate. O educatoare și o îngrijitoare de la o creșă din Alba au fost înregistrate de părinți în timp ce amenințau și înjurau copiii cu vârste între 1 și 3 ani. Urâtul naibii, prostule, măgarul naibii, de te ridici de pe saltea, te mănânc. Când te-ai ridicat, cum te-am rezolvat? Lasă piciorul jos că o capeți. Sunt doar câteva dintre insultele de pe înregistrare.